Există oameni al căror nume se identifică foarte ușor cu numele țării. Pentru că au făcut în așa fel încât numele România să fie cunoscut prin faptul că s-a intonat imnul României în timp ce se ridica pe cel mai înalt catarg drapelul României la competiții sportive. Un astfel de nume este Ivan Pațaichin. Ivan Pațaichin egal România. Cu siguranță în decursul carierei tale de succes, carierei tale sportive de succes, ai adunat nu doar foarte multe medalii, dar ai adunat și foarte multe amintiri. O să încercăm să trecem un pic în revistă albumul tău cu amintiri, arătându-ți niște fotografii și spunându-ne ce înseamnă pentru tine acele fotografii și ce momente reprezintă. Dar înainte de a-ți arăta prima fotografie, am să te întreb cum a fost la prima olimpiadă în 68. Probabil că și pentru mine vor fi surprize fotografiile pe care mi le veți arăta, pentru că eu duc mare criză de fotografii din cariera mea sportivă. S-au pierdut foarte multe. Prima competiție sportivă oficială a fost Mexico 1968. Pentru mine a fost ceva, de fapt am și rămas adept al Mexicului, ori de câte ori am posibilitatea să merg în Mexic, merg cu mare emoție și cu mare plăcere de a revedea acele locuri. Vă dați seama, un copil practic, aveam 18 ani, după un an plecat din Delta, de unde mai mult de Tulcea n-am ajuns, să ajungi în Mexic, unde se adună în jur de 200 de țări, să stai într-un campus plin de tot felul de țări, de sportivi valoroși și de atâta lume și mai ales stadionul, mai ales deschiderea. A fost ceva pentru mine senzațional, adică nu venea să cred că pot exista și asemenea lucruri și asemenea momente în viața unui copil, să zicem. 18 ani? Exact. Prima fotografie le-ai ascunse? Pe care am să ți-o arăt este asta. Este da. De la München din exact. 72. Da, sunt între cei doi prieteni ai mei. Este vorba de Tamás Wichmann, cel din stânga, nu știu cum apare pe cameră. Deci, da. Așa, m-a închis la culoare și Dieter Leve, germanul Leve, și e vorba de de acum o poveste foarte povestea cunoscută cu, în München, cu paga ruptă. Exact, aici mi s-a întâmplat. Norocul meu că s-a întâmplat în serii, iar aici sunt deja la podium de premiere. A fost prima, de fapt a fost prima medalie cucerită de România în 72, pentru că abia în ultima zi s-au cucerit trei medalii. A fost una din cele mai slabe participări a României. Dar cum a fost cu pagaia? Cu pagaia, da, simplu. Vă dați seama că m-am pregătit timp de 4 ani să demonstrez tuturor celor care erau sceptici în 1968, când am câștigat împreună cu Serghei Covaleu, care era deja campion mondial, și toată lumea a zis că e un puș și a câștigat datorită valorilor lui Serghei Covaleu. Și că lucrul acesta m-a ambiționat și m-a făcut să-mi iau așa un angajament în mintea mea, că după 4 ani să le demonstrez, și n-am cum să demonstrez decât dacă voi câștiga în proba de simplu. Atunci n-ar avea motive să mai îmi reproșeze cineva ceva. Vă dați seama, după 4 ani cu o pregătire specială în proba aceasta,
din primele două lovituri s-a rupt vâsla, pagaia, și vă dați seama că în momentul acela a căzut tot visul meu de 4 ani de a demonstra, nu știu prin ce minune și prin ce, deși regulamentul prevedea ca cursa în primii 25 de metri, dacă ți se întâmplă ceva, să se oprească. Toți concurenții aveau rezervă la arbitrii de parcurs. Lucrul acesta nu mi s-a întâmplat. Între timp, din alunecare, am depășit cei 25 de metri și în momentul acela am zis că n-am încotro decât trebuie să vâslesc și problema mea era să ajung la linia de sosire, să nu depășesc cularul și să nu mă răstorn. Vă dați seama că am parcurs această cursă după foarte mult timp, adică eu eram undeva la primul sfert de cursă când primii soseau, iar în momentul în care mă apropiam de tribune, toată lumea m-a aplaudat. Știți cum se întâmplă cu publicul care aplaudă pe cei care vin să participe, probabil că asta a fost înțelegerea publicului. În fine, după ce am sosit și tot a fost ok, pe buletin oficial a apărut abandon, deci practic m-au scos din cursă și atunci, împreună cu delegația României, am făcut contestații. Iar după o zi și o noapte am fost reprimit în recalificări. Și din momentul în care am pornit cu recalificările, am câștigat recalificări, am câștigat și semifinala, iar finala am câștigat într-o manieră incredibilă, pentru că am plecat foarte hotărât și aveam barem să merg undeva în jur de 4.04 și dacă mergeam acest timp, n-avea cine să mă bată. Și atunci cursa a fost un metronom. La prima 250 de metri aveam un minut și o secundă și eram pe locul 5. Pe a doua parte, la 500 de metri, deci a doua 250, aveam 2 minute, 2 secunde și eram pe locul 3. La 750 de metri aveam 3 minute, 3 secunde și eram deja pe locul 1. În final am câștigat cu 4.08, dar nemai forțând ultima parte, pentru că nu mai aveam adversar. De data asta am salutat eu publicul, am ridicat și vâsla deasupra capului și am câștigat cu 4.04. Probabil că dacă mă forțau, în primul rând cei doi, probabil că mergeam 4.04. Tamaș era un și am rămas prieteni, din păcate Leve nu mai există, am aflat și eu că în ultimii 2 ani a plecat, dar ce era frumos atunci că Leve a venit la mine, mi-a strâns mâna și a zis că din momentul acesta eu mă retrag, dar o să vin la anul la campionatele mondiale de la Tampere ca să te văd și să mă conving dacă am luat o hotărâre bună sau nu. Și într-adevăr, a luat o hotărâre bună pentru că și anul următor am câștigat în aceeași manieră. A doua fotografie cu Toma Simionov. E drept că e făcută la un antrenament pe lacul Snagov, nu este la olimpiadă, dar și la una dintre olimpiade, când erați în proba de dublu, s-a întâmplat ceva, s-a spart barca? Da, nu la olimpiadă, la un campionat mondial. Așa? E vorba de 1982, era la Belgrad, campionatele mondiale, și am concurat prima zi în proba de 1000 de metri și am venit pe locul 3. Și atunci pentru noi era o tragedie, pentru că venind fără aur acasă era o tragedie pentru noi doi cel puțin. Și aveam o șansă a doua zi când am avut o probă de 10.000 de metri, unde noi nu eram chiar așa de specialiști, dar am zis e unica șansă să venim acasă cu un aur. Spre nefericirea noastră, după prima 300 de metri din 10.000, s-a creat o busculadă și ne-a fost spartă barca, chiar
dreptul genunchiului meu și atunci practic ne scufundam. Și Toma chiar îmi sugera să vâslim mai repede, să ajungem la mal, să nu ne scufundăm. Și în momentele acelea, nu știu prin ce minune mi-a trecut ideea să trag cu... Deci, practic, când s-a intrat cu ciocul barca rușilor, s-a creat o fereastră, fiind din trei fibre de placaj barca, erau niște așchi, așa, și în momentul în care am tras cu pumnul invers, ele s-au așezat pe nervuri. Și practic nu mai se scufunda așa, intra apa, dar mult mai puțin. Și în momentul acela am strigat la Toma, hai să continuăm. Aveam pompă, toate echipele aveau pompă, pentru că într-o cursă de 10.000 se adună foarte multă apă de la vâslit, de la adversari, se adună în barcă și atunci îți permitea regulamentul să pui pompa. Și aveam la piciorul din față pompa și am zis, hai să continuăm cursa. Și după, deși am rămas vreo 200-300 de metri, de fapt ultimii, dacă să alergăm după primul pluton, și am început să vâslim sănătos, că la 8.000 de metri, deci la turnantă de la 8.000 de metri, am prins plutonul. Și în final am câștigat, cred că cu diferență de 50 de metri avans, a fost o cursă nebună, cred că, cu dorință de a nu veni fără aur acasă. Toma Siminou era unul din cei trei parteneri, pentru că am avut în toată cariera mea trei parteneri, dar Toma a fost, cred că, unul din cei mai buni și cei mai credincioși și am rămas și prieteni, ne întâlnim și chiar și acum colaborăm foarte mult. Dar el era de la Steaua și eu eram de la Dinamo. Lucrul acesta pe noi nu ne-a deranjat deloc când era vorba de reprezentarea României. Întotdeauna am concurat cu pasiune și, de fapt, toată cariera noastră, că cu el am tras și cel mai mult, începând cu 80, unde, de fapt, am câștigat selecția cu Capustă, dar în final am tras cu el pentru că am încercat cu el să tragem în dublu și a mers un timp foarte bun. Și atunci toată conducerea, toată lumea a acceptat ca varianta Toma și cu Ivan să tragem 1.000 de metri, cu Capustă trăgeam 500. Deci din 80 și până m-am retras eu în 84, am avut două jocuri olimpice câștigate și 6 campionate mondiale. Așa că frumos. La noi Steaua și Dinamo a contat foarte puțin. Altă fotografie. La întoarcerea lotului olimpic pe aeroport, medalia câștigată nu e la gâtul tău, e la gâtul acestei puștoaice, drăguțe. Eu bănuiesc cine e, dar este de la Olimpiada de la Los Angeles. De la Los Angeles, da. Deja Ivona avea aproape 7 ani. Ivona este fetița. Fetița mea, da. Și de data asta a acceptat să poarte medalia la gât, pentru că era de aur. Și ăsta, de fapt, a fost ultimul moment al meu ca sportiv. Deci, după Olimpiadă, m-am și retras, pentru că atunci, studiind și fotografiile și filmulețele care au existat, mi s-a părut că am fost forțat să câștig, adică mi s-a părut că am dat totul ca să câștig această medalie. Și atunci a fost și hotărârea mea de a mă retrage, pentru că, făcând socoteala, am zis că până la Seul sunt 4 ani totuși. Chiar dacă ieșeam o dată sau de două ori campion mondial, am zis că retragerea mea nu putea să fie decât cu un aur olimpic, așa cum am și început cu Mexic. După ce n-ai mai concurat, ai devenit antrenor. Și ai participat cu elevii tăi la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice, nu? La 4, că la una n-am participat pentru că
a fost vremuri în așa fel, a zis că sunt prea tânăr și că mai am timp să particip. A participat altcineva în locul meu, deși eu eram antrenor, a plecat echipa și eu am rămas în aeroport. Așa au fost vremuri pe atunci. Se pare că nici Nadia n-a plecat la Seul, atunci n-a plecat mai mult ca lumea. Din acea perioadă, aici avem o fotografie la întoarcerea de la Jocurile Olimpice de la Atlanta. Așa este. La... După pălărie, da, să-ți dai seama. Da. Ce simte un antrenor când elevii lui câștigă? Da, cred că e cea mai mare satisfacție a unui antrenor, să vezi elevii tăi să devină campioni și mai ales atunci când devin campioni olimpici. Am avut satisfacția asta și cred că e de neegalat. Dar nu întotdeauna un antrenor poate să realizeze ceea ce își dorește. Pentru că eu ca sportiv întotdeauna când îmi propuneam ceva, luptam și nu exista în momentul acela de a nu face ceea ce îl dorești. Când ești antrenor, deja depinzi de altcineva. Indiferent cum pregătești, ce pregătești, sunt multe momente când nu mai contează de tine. Dar totuși, de-a lungul carierei mele, am reușit să obțin și să trăiesc momente extrem de frumoase alături de sportivii mei, mai ales campioni olimpici. Ai făcut un calcul câte medalii au luat? N-am făcut un calcul, antrenoratului îmi făcea cineva că erau la un moment dat 150, dar sunt peste 150 de medale cucerite. În câți ani de antrenorat? Păi, cam 24 de ani. Revenind în vremurile mai recente și în prezent, te-ai implicat în foarte multe proiecte care privesc Delta Dunării. A apărut asociația Ivan Pațaichin Mila 23, apoi România, aria lor de cuprindere ca domenii este foarte diversificată, începând cu ecoturismul, continuând cu promovarea produselor gastronomice din zonă, acel festival anual România, care are și o latură muzicală. Cum au apărut toate astea? De la ce a pornit ideea? Ca unul care m-a născut în Delta, nici nu putea să fie altfel decât ceea ce fac și ceea ce încerc să fac pentru oameni, pentru că întotdeauna am considerat tot ceea ce am realizat eu în viață, le datorez lor, pentru că de acolo am învățat respectul față de oameni, respectul față de muncă, respectul de cei din jurul tău ca să fii respectat cumva. Și lucrul acesta de mulți ani doream să mă întorc înapoi, să vin în sprijinul localnicilor. Lucrul ăsta s-a întâmplat abia în 2009, când am reușit să mă despart de cariera mea, deși îmi propusesem încă din 2000 să mă retrag și am tot făcut tot felul de proiecte și de proiecte de fundații. Iar în 2009, când m-am retras, probabil că Dumnezeu a vrut să mă întâlnesc cu un om deosebit care este alături de mine. E vorba de Teodor Frolu, partenerul meu în toate proiectele acestea, alături de o echipă minunată, cei de la DC Communication, care sunt chiar într-adevăr o echipă, pentru că mie mi-a plăcut întotdeauna să lucrez în echipă, deși concuram singur, îmi plăcea echipa de jurul meu și conta foarte mult lucrul acesta. De aia țin neapărat să evidențiez lucrul acesta, că în spatele meu e o echipă întreagă. Ceea ce am încercat să fac pentru cei din Delta este tocmai de a veni în sprijinul oamenilor, pentru că ei au nevoie de un sprijin, au nevoie de ajutor. Ei n-au fost ajutați în ultimii 20 și ceva de ani, iar unul ca mine, care am trăit și am văzut momentele din Delta, când nu exista nici economicul, nici poliția, nici mediul, nici
Asta ei știau din, de la sine aveau niște reguli clare de a conviețui împreună cu natura. Adică exista un respect sau, eu știu cum să vă zic, un bun simț de a trăi între natura și localnici. De aceea toate proiectele noastre, tot ceea ce facem și cum ai enumerat tu, totul este legat, ele nu sunt cumva separate, sunt foarte multe, dar toate... Sunt un tot unitar. Unitar, exact. În ideea asta încercăm să promovăm, încercăm să lansăm noi proiecte, proiecte pilot, proiecte care să arate oamenilor că se poate face și altfel să trăiești în Delta. Adică poți să dezvolți și prin... E vorba de turismul ecologic, turism lent. El ce înseamnă? El înseamnă de a face oamenii să înțeleagă, să trăiască în așa fel încât să aibă respect față de natură și în același timp să aibă și să câștige. Lucrul acesta nu va merge atâta timp cât nu vei avea respect față de ceea ce te înconjoară. Și atunci încercăm ca prin lucrurile astea oamenii să devină mai conștienți că ceea ce au în jurul lor este o bogăție a lor, este o... poate deveni chiar o mândrie, chiar pentru tineri, chiar pentru copiii care provin de acolo, să înceapă să devină un mod de mândrie și de a rămâne acolo și a exploata această frumusețe, aceste tradiții, pentru că sunt o grămadă de tradiții. Delta este multiplă în etnii, fiecare are tradiția lui, fiecare are obiceiuri. Și atunci, prin aceste proiecte, noi încercăm să educăm tinere, să îi facem, să înțeleagă că Delta poate să devină, așa cum am repetat-o de foarte multe ori, regina ecoturismului din Europa și nu numai. Mai pregătești ceva. Aici avem un colaj în care am încercat să surprindem cât mai multe fotografii reprezentative pentru tine. Și una dintre ele, asta, e făcută pe Dâmbovița. Cel mai nou proiect al tău și al Romaniei este Ocupăm Dâmbovița. Ce înseamnă asta? Da, Dâmbovița este un proiect tot de a promova ecoturism, de a promova și mișcarea, și mai ales mișcarea în natură. Dâmbovița poate să devină mult mai prietenoasă cu oamenii și cu cei din jur, cei care vor să se apropie. Noi ce încercăm să facem, încercăm să promovăm zona ca un loc sau, eu știu, un loc care să fie primitor, foarte primitor cu oameni. Adică poți să vii cu plăcere să te apropii de Dâmbovița, să te apropii de bibliotecă, e și bibliotecă, e un parc. Ideea e ca acest loc să devină cumva un model pentru întreaga Dâmbovița de la București. Poate așa își vor da oamenii seama că Dâmbovița poate să devină, eu știu, un mare generator de aer condiționat. Adică mereu am spus lucrul ăsta. Iar ce facem noi acolo e ca lumea să vină, să încerce, să se miște, că se mișcă cu barca, că se vor mișca cu barca solară, cei care nu vor să vâslească pot să se plimbe cu o barcă solară, să se plimbe în jurul acelui loc, în care să întâlnească diverse insule sau instalații, care fiecare instalație să reprezinte câte o zonă din Delta. Anul acesta am creat un concurs pentru designeri români și străini de a crea
5 instalații pentru Delta, dar ele vor fi, sperăm noi, cam la 2 ani se vor schimba, în care să aducem mai multe locuri frumoase și protejate din țară. Foarte puțină lume știe că, dincolo de sport, ești foarte pasionat de muzică și mergi la foarte multe concerte ale celor care îți sunt și prieteni, de altfel, mai ales din zona rock-ului. Îți place muzica rock. Exact. Avem aici o fotografie făcută în ianuarie, da, la Revelionul Artiștilor, așa, în care ești cu Bodo de la Proconsul și cu Guriță de la Krypton. Exact. Știu că ești nelipsit de la concertele lor și vii cu mare plăcere. Spune-mi, de unde a pornit pasiunea asta ta pentru muzică și ai fost și la concertul de la Arenele Romane, concertul acela de mare anvergură. Deci, pasiunea asta probabil că o am încă din copilărie, pentru că am avut un văr, se chema Orlou, care a cântat la chitară și toată viața a cântat și într-o trupă. Uh-huh. Și întotdeauna, de câte ori mă întâlneam cu el, și mai aveam și un unchi care cânta la chitară, și de câte ori mă întâlneam cu el, întotdeauna vreau să învăț și eu. Dar mi-era foarte greu, de mic aveam degetele groase și când mă puneau să prindeam mai multe corzi decât... a fost foarte greu. Dar de mic, încă din Delta când eram, eu ascultam foarte des Europa Liberă, ascultam Metronom și scriam, erau de Purple și tot felul de Creedence și... Uh-huh. Tot felul de asta și scriam, nu prea mi se răspundea pe atunci, scriam și la, era emisiunea Joia Tineretului, parcă, mi-aduc aminte că am cerut odată un cântec cu prieten drag, Pompilia Stoian, și cred că eram în sport deja, cred că eram și antrenor și se mai difuza melodia aia, se repeta și ori de câte ori mi-aduceam aminte. Deci pasiunea mea pentru muzică a fost de mic, iar de-a lungul vieții mele și mai ales de când am devenit sportiv, a fost chiar pasiunea și mergeam, am avut foarte mulți prieteni de-a lungul carierei mele, chiar începând cu Marcel Roșca, care era și el, era sportiv, era coleg, probabil că și cu el. Edmond Deda avea teatru vis-a-vis de Dinamo, cum se numea teatru, Ion Vasilescu sau nu mai știu cum. Deci era un teatru muzical. Deci încă din anii 68-70 eu mergeam la toate concertele, la toate spectacolele de muzică și mai ales de muzică bună și mai ales de rock. Pentru că suntem în preajma zilei tale de naștere. Odată îți facem cadou acest set de fotografii. Pe care nici eu nu le am. Și îți spun la mulți ani de acum. Mulțumesc. Îți doresc frumos. Multă sănătate. Mulțumesc și frumos. Putere să faci... Cât mai mult și cât mai bine pentru România și pentru români. Asta nu l-ați văzut. Și asta, dacă nu mă înșel, este din anii 70. Este din 84, aceeași ședință, da, foto în care erai și cu Toma Simionov la antrenamentul 84, da, de pe Snagov. Da. Cred că m-am retras tânăr, nu? Da. Cred că mai puteam, da. Mulțumesc frumos. Îți mulțumim mult. Cred că cel mai frumos cadou mult, pe care puteam să-l primesc. Pentru că, așa cum am declarat și la început, am foarte mare lipsă de poze și asta datorită prietenilor mei jurnaliști. Pentru că de fiecare dată când am dat, nu le-am primit înapoi. Uite, noi nu-ți luăm poze, îți dăm poze. Mulțumesc din tot sufletul. Și noi îți mulțumim, Ivan.